Deșteptarea. Record de nașteri în iulie și august în București, după ce anul trecut în România s-au născut cei mai puțini copii din ultimii 100 de ani. Mamă, anul trecut a fost dezastru la capitolul ăsta. Spitalul Clinic Filantropia București, e cea mai mare maternitate de aici din București, a anunțat că în lunile iulie și august în unitatea medicală au fost 548, respectiv 510 nașteri, număr record pentru spitalele sau secțiile de obstetrică ginecologie din București. Aceasta după ce în 2020, cum spuneam, în anul pandemiei, în România s-au născut cei mai puțini copii din ultimii 100 de ani. Foarte mulți bebeluși în ultima perioadă. Păi, știm ce ați făcut iarna trecută. Da. Motivul e și simplu, că lumea a fost consemnată în casă. Unde să te duci, că era totul închis, dacă mai țineți minte, pandemia avea vârfuri, lumea a stat în casă și a făcut copii. Asta e bun și statul ăsta în casă la ceva. Uite, crește natalitatea. În România, femeile care au născut la acest spital, Filantropia, sunt majoritar tinere, cele mai multe dintre ele fiind la prima naștere. Iată. Amă, cred că e cel mai greu pentru o femeie, pentru o familie, în general, la primul copil, că nu prea ai experiență cu el. Nu? Că vine bebelușul, începe să plângă din două ore sau din trei ore. Oare ce vrea? Oare ce are? Dacă nu vine cu instrucțiuni. Mă uitam la mare acum când am fost la live pe plajă, câți copii mici erau și mi-am adus aminte cât de greu ne-a fost și nouă când aveam copilul mic. Mamă, care nu dormea noaptea, plângea, nu știai ce își dorește, nu răspunde la stimul cum ți-ai dorit tu, stai acolo, fă aia. Era un tătic care la jocurile pe plajă organizate de ZAF fugea după un bebeluș din ăsta, care avea, cred că, un an așa. Aha. Un an și ceva, cred că avea, că mergea. Și tot alerga după el și mi-am dat seama ce perioadă grea este pentru părinți. Că trebuie să alergi, te dor șalele, că stai aplecat mereu așa. Dar cred că cele mai greu sunt primele luni. Poate la un an și ceva, mai ai și tu puțin experiența, experiența aia anului trecut, știi? Dar în primele luni, eu am un nepoțel acum, s-a născut luna trecută. Nici tu nu dormi, nu? Și nu vorbesc cu sora mea, știi? Și sora mea spune că se trezește din trei ore și nu înțelege ce are. O avea colici, o avea altceva, s-a dus la doctor. Știi? E foarte... N-are nimic, doamnă. N-are nimic copilul, dar știi, plânge, te sperii, nu poți să-l lasă să plângă așa. Da. În brațe. Nici asta nu e bine, că îl înveți în brațe, știi? Și după aia e șmecher și de câte ori vrea ceva, vrea în brațe, știi? Am văzut și cazul ăsta. Complicat. Ce v-a fost sau ce vă este cel mai greu acum, dacă aveți copil mic zilele astea? Care-i lucrul cel mai greu? Unde aveți nevoie de sprijin? Ce v-a terminat, ce v-a obosit și ce v-a fericit? Cred că avem un lucru în comun, noi doi, cu proaspetele mămici. Dormim la fel de mult noaptea, perioada asta, adică da, 3-4 ore, așa. Da, știm exact ce e. 0728-111-222. Scrieți-ne, dați-ne mesaje audio. Dacă sunteți proaspăt părinți, spuneți-ne, domnule, ce e lucru cel mai greu în zilele astea? Scriu ascultătoare, să-i dea să mănânce copilului, de asta plânge, nu se satură cu ce-i dă să pape. Asta am pățit și eu cu copilul, să știți că îi dă și chiar s-a rotunjit periculos de mult, ca să spun așa, dar tot plânge. Poate plânge de gras. Da. Sunt tătic de fetiță de 2 luni. Cel mai greu e când plec la muncă și mi-e dor de ea. Cel mai frumos e când mă întorc acasă și mă întâmpină cu zâmbet. Copiii mici, probleme mici. Scriu un ascultător, copiii mari, probleme mari. Da. Nu vă plângeți de ei cât sunt mici. Dar spune, ce face, domnule? Doar stă în pat acolo, nu e nicio problemă. A, plânge. Dar te doare sufletul, că vezi că plânge și nu știi ce are. Nu poți să-l întrebi. Soția spune că cel mai greu e cu răbdarea. Eu zic că cel mai greu e cu soția. Avem 2 copii, unul de 2 ani și 4 luni și unul de 4 luni. Să vă trăiască. Așa, avem un mesaj audio pe care o să-l ascultăm imediat, dacă ne merește o calea cea bună. Acum. Nu. Gata. Cătălin are dreptate, e beleaua mare când pleacă în picioare. Când e mic, mă, plânge, îi dai să mănânce sau îl schimbi și atât.
Da, da. De-ar fi așa simplu. Să rămână mici așa, știi? Când începe să tragă de dulapuri, nene, să trebuie să-l ai mereu. Da, n-am să-l uit pe omul, îl salut acum pe omul care era la live pe plajă weekendul trecut și trebuia să păzească un pitic care voia să se joace cu ceilalți copii care alergau acolo. A fost spectaculos, tatăl și copilul, trebuie să recunosc. Bună dimineața, băieți, am un băiețel de 5 luni și țin să precizez că sunt prea puține momentele grele în comparație cu momentele de bucurie și fericire pe care le aduce prezența lui. Mulțumim pentru mesaj. Aproape un an are băiețelul nostru, cel mai greu este să-i liniștim plânsetul, pentru că nu știm cauza. O luăm din aproape în aproape, eliminăm tot ce știm, dar nu întotdeauna reușim. Corect, da. Vezi? Cu copii e mai greu până la 18 ani, după aceea începem necazurile. Da. Ieri am fost... Aron din Târgu Mureș. Da, mă, băi, știi tu, copii mari, probleme mari. Ieri, spune Andra din Buzău, am fost la vaccin, un alt motiv de mâțâială. Păi da. Și al meu când era mic și era durduliu, tot plângea. După ce ne-a vizitat, la vremea respectivă se făceau vizitele acelea de la policlinicile de copii, veneau asistentele pe acasă și uitându-se la laptele soției, a văzut că nu este chiar cum ar trebui să fie. Și atunci i-am suplimentat laptele. Aha, uite o idee. Cu lapte praf. O idee, poți să întrebi medicul, pediatru. Al meu are aproape 4 ani și doarme doar legănat, zice Alin din Arad. Dacă înveți așa, îl pui pe picioare, era o metodă, îl puneai pe picioare, da, și îl dădeai din picioare și adormea acolo. Mulțumim foarte mult pentru mesaje, să vă trăiască bebelușii, să vă bucurați de ei, să vă fie ușor, deși e ușor să vorbești, dar mai greu e în practică. Și să dormiți nopțile. Da. Țin minte că al meu când era mic mânca doar atunci când se uita la reclame, știi? În rest nu mânca, da. Băi, era îngrozitor. Învățasem când să dau calupurile de publicitate la toate posturile de televizor. Exact. Și umblam după el și ziceam, și acum dă pe acasă, dă pe MTV, dă partea aia la altă. Uite aici sunt reclame, să mănânce. Deșteptarea